Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom afla de ce nu mai sunt plăci video în stoc și de ce le-au crescut foarte tare prețurile. De ce nu mai sunt stocuri? Ei bine, din cauza pandemiei cu coronavirus. Nvidia, după lansarea seriei 3000, a pierdut în fața lui AMD foarte mult, care a lansat seria 6000 din cauza stocurilor. AMD a reușit să aibă stocuri până acum recent. De ce le-au crescut prețurile acum? Ei bine, a redevenit profitabil minatul. Minerii caută foarte multe plăci video cu memorie VRAM mare. Atrăgătoare pentru ei ar fi 1660 Super, 1070, 1080, 1066 GB, seria 500 de la AMD, RX 560, 570, 580, 590, RX 5500X. Prețurile am putea spune că au fost influențate și datorită stocurilor. Spre exemplu, luna trecută nu erau foarte mari stocuri de Nvidia, dar pe AMD mai erau modele, adică găseai pe PC Garage un RX 580, un RX 570, un RX 590, toate de 8 GB la sub 1100 de lei. Astăzi, pe 12 ianuarie, ne uităm pe PC Garage, nu mai vedem urmă de placă video, intrăm pe eMAG, la diferiți vânzători dubioși, găsim RX 580, RX 570 de 4 GB la peste 1800, 1900 de lei. La Nvidia am găsit 1660 Super la diferiți vânzători dubioși de pe eMAG, care cereau 2400 de lei. Astea ne sunt vremurile. Ce să facem? Ce am făcut și în 2018? Așteptăm. De ce să așteptăm? Păi în 2018, după ce a scăzut Bitcoinul foarte mult, lumea a renunțat. Toată lumea s-a apucat de vândut plăcile grafice, după acea criză erau foarte ieftine, într-adevăr. Sunt mineri care știu să aibă grijă de plăcile grafice, adică nu le dă niciodată o fan speed mai mare de 40% și max temperature mai mare de 60-65 de grade. Deci, plăcile video sunt ținute la respect. Dar fac foarte multe ore de funcționare. Dacă este un miner care nu știe să exploateze corect placa video, va fi mult mai obosită. Zic, dacă cumpărați după această criză de la un miner, să-l întrebați ce setări avea pe MSI Afterburner. Puteți comanda și din afara țării, pe Amazon mai sunt unele modele în stoc, puține într-adevăr, a văzut că este RX 590 la 220 de euro, 1660 Super este 400 de euro, găsiți diferite modele, nu m-am uitat la foarte multe într-adevăr pe Amazon, dar se găsesc. Dacă nu vreți să așteptați atât de mult timp, vă puteți uita pe OLX la un vânzător care vinde produse noi, dar fără garanție. Acesta a fost videoclipul. Dacă mai doriți videoclipul asemănătoare, v-aș fi foarte recunoscător dacă m-ați ajuta cu un like și dacă vă place ceea ce fac și vreți să fiți la curent cu ce postez, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul. Vă salut și rămâne pe data viitoare. Pa, pa!